10.000 de oameni cu acte obținute legal în țara noastră nu pot primi cetățenia română. Motivul, spun ei, este o lege ambiguă care este interpretată după ureche de autorități. Între timp, adevărate rețele mafiote se îmbogățesc pe seama celor care încearcă disperat să-și obțină documentele. Principalii afectați de lacunele legii sunt tinerii basarabeni. Autoritățile refuză să le reînnoiască documentele după expirare, cu toate că acestea sunt obținute conform legii. Cele mai importante cazuri sunt cazurile în care persoanele au luat credite de la bănci, orică în România, orică peste hotare și nu mai pot plăti acele credite deoarece nu mai au un act valabil. Mai avem și cazul în care copiii nu poate să vină la părinții lor pentru că nu mai sunt recunoscuți ca cetățeni. Problema, spun cei aflați în această situație, este că unele instituții îi recunosc ca cetățeni, în timp ce altele le spun că stau ilegal în România. Închipuiți-vă că sunteți o persoană în România, dar nu aveți acte și nu sunteți recunoscut ca cetățean. Pe când vreți să vă perfectați acte, vi se spune că nu sunteți cetățean, dar CNP aveți. Nadia este studentă la Universitatea din București de 2 ani. Pentru că nu are cetățenie, ea nu se poate angaja și nici nu are asigurare medicală. Nici permis de ședere, nu pot să-mi fac. Nu pot să-mi fac elementar un abonament la metrou, pentru că se cere acest permis de ședere și cel mai important că e faptul că nu pot să-mi fac asigurare medicală ca student. Cum cei fără cetățenie nu se pot angaja, singura lor alternativă este munca la negru. Mai am colegi, dar sunt nevoit să lucreze doar gen ca la promoție, știți, ceva așa part-time și ceva mare parte la negru. Nu se angajează oficial. Între timp, rețelele de samsari fac bani grei pe seama celor care sunt oamenii nimănui. Niște oameni din București care perfectează acte într-un basarabeni. Spuneți-vă, rog, percepi vreo taxă pentru serviciu care vă face doamna, pentru favoare? Percepi vreo taxă, doamna, da? Este biroul paralel a evidenței populației. Un deputat de la Partidul Mișcarea Populară, care a făcut mai multe interpelări în Parlament pe această problemă, spune că vina e a Ministerului Justiției. Am fost la domnul ministru Toader atunci când am constatat că nu există niciun progres în acest dosar. Dânsul a fost, în primul rând, a avut un comportament extrem de ciudat. M-a întrebat dacă nu sunt cumva prea curajos și prea insistent. Mi-a reproșat acest lucru și, în al doilea rând, mi-a răspuns că singura soluție pe care o vede el este ca cetățenii aflați în situația respectivă să meargă în instanță. Ministerul Justiției ei a elaborat un proiect de lege care ar reglementa situația, însă în momentul de față este în faza de dezbatere publică. Oamenii amenință cu proteste dacă problema nu se rezolvă în câteva luni. Da, o să ieșim în stradă dacă până în toamnă nu se emite o ordonanță de urgență care să rezolve aceste cazuri dramatice. În această situație sunt acum peste 10.000 de persoane.